Hristosul m-a mimăsit de treabă. După atâta timp petrecut în afară, cea mai mare plăcere a românului este să facă un ceaun în curtea din spate. Cum altfel să te bucuri de viață dacă... La ce, Hristosul, mă, ți-ai chemat? Vrei să stau să mă uit la tine cum prepare apă fiartă? Romică, de fiecare dată când te văd, îmi vine să dau cu piciorul într-o piatră. Dar nu te-am chemat pentru asta. Știi porcul ăla pe care l-am cumpărat astăvară și am trimis bani pentru grânțe ca să se facă mare? Ai trimis pe dracu. A fost crescut de măta și tactu. În fine, ideea e că el trebuie să ajungă aici. Eu, cum am milă de animale, m-am gândit că o să mă ajuți ca în anii trecuți. Pentru treaba asta, o pulpă din spate mi se cuvine. Zim unde e că ți-l dau gata în 2 minute. Te așteaptă fix în spatele meu. Petrică, ce dracu i-ați dat să mănânce, carbit? Taci, dracu, din gură și nu te mai căca pe tine. Dacă-ți pui ambiția, îl faci pe prost. De ce crezi că te-am chemat, prostule? De când am văzut că mănânc călăturile cu tot cu găleată, am zis că trebuie să chem câte un prost pe zi, poate îi dă unul de cap. E pulpa aia din spate promisă la jumate de sat.